Un accident rutier s-a produs la miezul nopții pe drumul județean 182B în satul Cătălina. Polițiștii biroului rutier Baia Mare, care au intervenit pentru cercetarea evenimentului, au constatat că un tânăr de 25 de ani, care se deplasa cu autoturismul prin această localitate, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un stâlp din lemn și un indicator rutier, după care s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă a direcției de mers. Impactul s-a soldat cu rănirea unui tânăr de 18 ani din satul Nou de Jos, pasager în autoturism. El a fost transportat la spital, unde a rămas internat sub supraveghere medicală. Verificarea cu aparatul etilotest a relevat că șoferul avea o concentrație mare de alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările, urmând ca la finalizarea lor să ia măsurile care se impun.